Comuna Șercaia are în arondare 3 localități, Șercaia, sediu de comună, Hălmeac și Vad, și este printre puținele unități administrativ-teritoriale din zonă care va avea în toate satele apă și canalizare. Lucrarea de apă și canal de la Hălmeac a fost cea mai anevoioasă. Pentru alimentarea cu apă, aici a fost necesară o străpungere pe sub râul Olt. Printr-o conductă de înaltă presiune a fost introdusă o altă țeavă, aceea prin care curge apa. S-a realizat pe orizontala Oltului, în zona în care se varsă Toplița în Olt, iar apa pentru Hălmeag este preluată din rețeaua de apă a localității Șercaia. Aici s-a făcut recepția lucrărilor, însă, după cum ne-a explicat primarul Cristinel Paltin, acestea sunt în probe tehnologice pe o perioadă de garanție de 2 ani, iar primăria Șercaia este propriul operator de apă canal. Vă pot aduce la cunoștință că la ora actuală suntem în probe tehnologice pe o perioadă de garanție de 2 ani cu instalația de apă canal la Hălmeag. Deci s-a făcut recepția lucrărilor la terminarea lucrărilor, Urmează să se facă recepția finală după această perioadă de 2 ani de zile. Pe mine mă interesează două lucruri la o lucrare de infrastructură. Să avem o lucrare funcțională, ca să implice cât mai puține costuri pe viitor, pentru că toate aceste costuri care le va implica lucrarea se vor răsfrânge automat în prețul de cost de apă canal și automat asupra omului, deci va crește prețul, ceea ce nu e sănătos să crească, și așa cum vă spuneam, să pot păstra un preț accesibil pentru tot. La ora actuală ajungem cu apă canal în jur de 6 lei pe metru cub. Dar suntem operatori licențiați. Noi, anul acesta, până în toamnă, ne expiră licența de operator, adică am trecut perioada de acordare a licenței de 5 ani de zile. Asta nu înseamnă că nu o să funcționăm în continuare. Dar în continuare trebuie să-mi pregătesc documentațiile, să-mi iau avizele necesare pentru obținerea încă unei licențe pentru următorii 5 ani de zile. Primăria deci, Șercaia, practic. Da, suntem operatori, numai astfel pot să obțin prețul de cost al apei și al canalizării minim. Pentru ca întreaga comună să aibă un sistem de apă canal, primăria Șercaia lucrează la proiecte încă din anul 2008. Cea mai mare dorință a primarului Cristinel Paltin este să aducă apa și în casele oamenilor din satul Vad. Cât timp v-a luat ca să puneți dumneavoastră în aplicare sistemul de apă canal la nivelul comunei Șercaia? Începând în 2008. Până iată, astăzi. Suntem de deci, dar în 2008, nu aveam nici măcar schițată un act de proprietate pe care să întind. Deci nu aveam nicio filă scrisă, nu aveam absolut, nu aveam patrimoniu, nu aveam nimic. Am plecat de la zero și am ajuns astăzi. Nu cred că îmi voi realiza dezideratul care mi l-am propus pentru acest mandat, că până la urmă ăsta e rolul nostru într-un mandat, să facem ceva, să îmbunătățim viața oamenilor. La cât mai mulți posibil. Că nu o să poți să faci toată comuna, dar la cât mai mult să fac. Deci dezideratul a fost să închei canalizarea pe toată comuna. Ori avem Șercaia pe care sigur se va încheia, Hălmeagul care s-a încheiat, mai am o singură stradă care este o stradă inundabilă și trebuie să-i găsesc soluție și atunci și Hălmeagul este gata și mai este Vadul care mi-a ridicat probleme, două probleme majore, una naturală, de la Dumnezeu lăsată că n-am găsit apă și una artificială pe care mi-au creat-o organele noastre, că așa ne dăm cu stângul în dreptul și mi-au refuzat o cerere de plată și pe care trebuie să actualizez niște acte, să duc altele la aprobat, să fac mai durează cu alte cuvinte. Da, și atunci mă amână, dar totuși, cel puțin un an de zile, la Vad, aș vrea totuși anul acesta să curgă apa și la Vad. Comuna Șercaia este una dintre puținele unități administrativ-teritoriale din zonă care va avea în toate satele apă și canalizare. În Șercaia lucrările s-au executat în urmă cu câțiva ani, iar acum se fac extinderi, iar la Hălmeag se execută la această oră branșamentele la case. Pentru Vad există finanțarea, însă după ce va fi modificat proiectul inițial, se va deschide șantierul.